Județul Mureș este gazda celei de-a 67-a ediții a Olimpiadei Naționale de Matematică, ce se desfășoară în perioada 19-23 aprilie 2016 la Sovata, respectiv Târgu Mureș. Aceasta se prefigurează a fi una reușită, cu rezultate pe măsură, a afirmat șeful Inspectoratului Școlar Județean Mureș, Ștefan Someșan. Județul Mureș găzduiește în anul acesta Olimpiada Națională de Matematică. Este onoare pentru noi să se desfășoare în județul Mureș și sigur că noi suntem și capabili să organizăm, dovadă că în cursul zilei de ieri toate probele s-au desfășurat în cele mai bune condiții. 611 elevi din țară participă la etapa națională a Olimpiadei de Matematică pentru clasele 5-6, respectiv 7-12. 14 dintre elevii participanți sunt din județul Mureș. Se desfășoară în două secțiuni, și anume pentru clasele 5-6 la Sovata, cu un număr de 157 de copii, și clasele 7-12 la Târgu Mureș, la Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian, cu un număr de 454 de concurenți. Din județul Mureș sunt 4 participanți la Sovata, la clasele 5-6 și 10 participanți la clasele 7-12 aici în Târgu Mureș. Inspectoratul Școlar Județean Mureș s-a dovedit capabil de a găzdui și de a asigura buna desfășurare și a altor olimpiade naționale. La festivitatea de deschidere, șeful Inspectoratului Județean Școlar Mureș și-a arătat dorința ca și în următorii ani județul nostru să fie gazdă la olimpiade naționale. Putem găzdui orice altă olimpiadă, dovadă că și în anul școlar precedent am avut 2 olimpiade mari, și anume limba și literatura română și biologia, care s-au derulat în condiții extrem de frumos. Teatrul Național din Târgu Mureș a fost locul în care cei mai buni elevi pasionați de matematică s-au întrunit miercuri 20 aprilie pentru a participa la deschiderea oficială a Olimpiadei Naționale de Matematică.